Alo? Salutare, man, ce faci? Salut, salut, uite, bine. Nu ne-am mai auzit de ceva timp. Acasă? Acasă? Da, asta îi spun eu, acasă. Am înțeles. Domnule, cred că tu stai cel mai departe dintre toți pe care i-am sunat acum. Noi avem aici o emisiune în direct, doar că interviul cu tine va fi înregistrat. Și discutăm astăzi despre munca în spatele barului peste hotare. Și am vrut să luăm și un punct de vedere. Da. Am vrut să luăm un punct de vedere de la cineva din lumea cafele și m-am gândit la tine că am văzut că ești activ în ultima perioadă și mi-am permis să te deranjez cu un mesaj. Nu este niciun deranj. Îți mulțumesc pentru gând și pentru invitație. Apreciez enorm. Plăcerea este de partea noastră, domnule, și noi la fiecare invitat sau pentru fiecare invitat avem câte 3 sau 4 întrebări. Ești gata? Ok. Da, sunt gata. De obicei sunt gata întotdeauna. Ok, asta e bine. Deci pentru cei care se uită acum la noi, Gabriel Carol este în Thailanda. Unde anume? În Chiang Mai? Nu, sunt în Bangkok. Okay. Am fost în Chiang Mai. Ok, te distrezi, ești la viață bună. Uite, da, am fost puțin până în nord, în Chiang Mai, să fac așa un research pe piața cafelei de specialitate de aici din nord, știi? Ok. Să o compar cum ar fi cu capitala, cu Bangkok, să văd diferențe și chestii. Păi vine la fix chestia asta cu prima noastră întrebare și anume, care a fost prima ta impresie despre cafenele de specialitate de acolo? Având în vedere că eu am venit prima oară în Thailanda acum 2 ani jumătate, 3 ani aproape, pentru mine a fost așa o experiență, să zic, reticentă, știi, că fiind foarte delicat, pretențios cu mâncarea, mi-era ușor frică cum o să mă adaptez. M-am adaptat destul de bine în timp, am observat că cafenelele de specialitate de aici, la prima impresie, am început să cred că sunt cu mult în spatele nostru la ce avem noi prin țară, știi? Când de fapt am început să studiez mai mult piața și să văd cum sunt lucrurile aici și mi-am dat seama de fapt sunt cu mulți pași înaintea noastră. Ok. Din multe puncte de vedere. Performanțe, design, calitate, aș spune un pic că mai iau să învețe pe metode de preparare, chiar dacă e vorba de cafea sau cocktail, sunt un pic în spatele nostru. Dar cu timpul mi-am dat seama că ei prepară băuturile, diferent că e vorba de cafea sau cocktail, pentru oamenii de aici, pentru cultura lor de aici. Și asta mi s-a părut wow mai târziu. Am înțeles, deci nu fac pentru restul lumii, pentru ei și cine se acomodează e binevenit. Exact. Okay. Pe local, aș spune. Da. Se concentrează mai mult pe local. Păi cam asta o spunem și noi în România, dar nu face nimeni, știi? Luați local, cumpărați local, dar nimeni nu face chestia exact. Asta. Sau foarte puțin, să nu zic nimeni. Uite, mai avem aici o întrebare pentru tine. Cât de greu sau ușor? Sigur. A fost pentru tine să începi să lucrezi acolo și cum te percep oamenii când vin și te văd în spatele barului sau în spatele teșghelei sau unde lucrezi tu acolo? Păi, prima mea experiență când am lucrat afară a fost în Germania și nu era chiar așa de friendly. Știi? Germania nu prea e o țară așa foarte friendly, nu prea sunt foarte prietenoși. Și era destul de dificil. Acum, în Thailanda, când oamenii locali de aici văd un străin, nu contează de pe unde vine, sunt uimiți și îi dau crezanie mai mult acelui foreigner, să zic așa, decât unui simplu barista sau bartender thailandez local. Adică cred mai mult într-un străin decât într-unul de-al lor. Într-un farang? Am zis bine? Da, exact, într-un farang. Și mi-a fost, din punctul ăsta de vedere, mi-a fost foarte ușor să mă adaptez. Ok. N-am avut nicio problemă, adică m-am simțit foarte bine.
Uite, aici avem o întrebare pe care o să o adresez tuturor invitaților, pentru că este cumva un subiect de interes pentru toată lumea și nu trebuie să ne dai cifre exacte, pentru că tot ce ține de bani este confidențial, dar am avea o curiozitate legată de salariu. Cum este salariul acolo pentru ceea ce faci tu raportat la stilul de viață? Îți ajunge, nu ți ajunge? Raportat la stilul de viață de aici sau de acolo, de acolo. De, din țară? De acolo. Păi raport, aș spune mai exact că e raportat mult mai bine la stilul de viață și de aici și de și din țară. Ok. Adică eu de fiecare când am lucrat în țară și nu am lucrat în multe locații, simțeam că lucrez ca să supraviețuiesc, știi? Genul ăsta. Ok. Adică mie, eu provin dintr-o familie nu foarte bine înstărită și eu când am vrut să fac bartending sau am vrut și să fac barista, ai mei îmi spuneau, poți să trăiești cu asta? Poți să faci bani din asta? La modul de genul, la modul de genul ăla în care nu spuneau doar să supraviețuiești cu asta, îmi spuneau să vreau mai mult, știi? Să visez mai mult, să îmi doresc mai mult. Păi și cred că ai făcut-o, nu? M-au împins așa de la spate. Păi da, eu cred că am făcut-o și cred că mi-aș fi reușit. Ok, asta vedem și noi, dar na, nu suntem acolo în Thailanda, dar ce postezi acolo pe Instagram e foarte, foarte interesant, mai ales că am văzut da, că mulți. Cu trei barurile și ce mi-a plăcut mie foarte mult, nu știu dacă au văzut toți care se vor urmări acest interviu, faptul că ai fost acolo pe plantații de cafea, adică eu consider din punctul meu de vedere că na, știi că eu nu-s barista, dar un barista ar trebui să cunoască chestia asta, să meargă pe plantații, să ia cireșele de cafea în mână, să le miroase. Exact. Și cred că asta a fost interesul tău. Legat de treaba asta, cred că într-un an de zile sau în 2 ani de zile maxim, Thailanda cred că va fi singura țară din Asia care va avea o competiție pentru fermierii de cafea, Cup of Excellence. Ok, deci sunt... Atât de mult evoluează lucrurile aici, în sensul ăsta. Ba, uite, asta e o chestie la care nu ne-am fi gândit și o să urmărim cu atenție, îți dai seama, acum că ai spus-o o să... Iar să revin la acel subiect tabu legat de salariu, cred că e mult, mult mai bine, pentru că, la un exemplu, aici un barista ar câștiga suma X, el mănâncă foarte bine, supraviețuiește foarte bine, și are bani destui să și călătorească afară. Afară mă refer în Asia. Mm-hmm. Gen să iasă în Japonia, în Corea, Singapore, un weekend bun. Da, un weekend pe lună, să zic. Ok. Mamă. Pe când în țară, dacă stau să mă gândesc bine și știu mulți oameni care nu știu dacă au călătorit o singură dată cu avionul, știi, sau au ieșit până în Germania sau în Italia sau whatever. Am înțeles. Ok, uite, mai avem am fost de ajuns cu... Ne-ai pus un pic pe gânduri aici și Claudiu a rămas surprins că ne-ai zis un weekend pe lună, că și noi am vrea măcar atâta, măcar aici la Băicoi, aproape de noi sau undeva la Nămol. Uite, mai avem o întrebare pentru tine și nu te mai reținem. Pentru cei care te știu, și na, eu am avut ocazia să te cunosc mai îndeaproape, în România eu zic că ai avut cam de toate, ai avut și job, și comunitate, și rezultate la competiții de barista, etc. De ce ai ales să lași toate aceste lucruri, să pleci așa departe? Am înțeles cu Germania care-i treaba. Păi, norocul meu a fost că am un prieten foarte bun, pe numele lui Alexandru Niculae. Cred că am auzit de el, a fost și el aici de vreo două ori. Ai auzit de el, nu? Da. El m-a sprijinit mult în treaba asta și m-a ajutat foarte mult și m-a recomandat în stânga și în dreapta. Și așa am ajuns la nivelul ăsta, să ajung în Asia, în Thailanda, știi? Și de ce am renunțat la chestiile astea? Pentru că am vrut mai mult de la viață, am vrut mai mult de la mine, în primul rând. Vreau să deprimesc mai multe vise, să-mi deschid un shop, o prăjitorie, lucruri care nu sunt atât de ușor realizabile în țară. Ok. Uite, mai am o întrebare și atâta vreau, da sau nu, ca să fie foarte scurt. Ești fericit acum? Da, sunt foarte fericit. Ai, domnule, asta sunt e tot ce contează. Da, exact.
Domnule... Atâta timp când tu ești fericit și faci ceea ce iubești, faci ceea ce îți place, cred că nu contează nimic altceva. Exact. Domnule, din păcate, acest interviu o să fie redat în emisiunea de live și nu o să putem lua întrebări de la public, dar pentru cei care se uită la acest interviu și aveți curiozități legate de lumea cafelei, de ce a făcut Gabriel, dacă poate vreți și voi să ajungeți acolo și nu știți cum, cred că îl puteți contacta fără probleme pe Instagram. Gabriel Carol ești pe Instagram, nu? Sau da, I am, cum e nicul tău? I am Gabriel Carol? Da, eu sunt Gabriel Carol. Sau simplu Gabriel Carol, mă poți găsi foarte ușor pe Instagram și răspund destul de rapid la mesaje. Da, doar să țineți cont că este o diferență de vreo 4 ore între noi și el. Parcă așa, nu? Da, sigur, 4 ore diferența de fus ora. Domnule, îți mulțumim frumos și dacă cumva vii prin România și ai câteva zile la dispoziție și ți-ar face plăcere să vii pe la Brașov, mi-ar plăcea să facem un podcast împreună, să discutăm mai multe chestii legate de toată activitatea asta. Da, sigur, ar fi super. Bine, super. Atunci te lăsăm mulțumesc acolo. Mulțumesc din nou pentru invitație și noi pentru mulțumim. Telefon, pentru interviu. Mulțumesc tare mult de tot și vă salut, guys. Salutare. Zi faină, pa, pa. Salutare. Sau seară faină, de fapt. Pa. Da. Ce frumos a putut să încheie Gabriel Carol, vedeți? Pasiunea este cea care ne duce mai departe și care ne îndreaptă către fel și fel de țări sau culmi sau... Ați văzut și până acum Corine plecat în Riviera Franceză, l-avem pe Gabriel care este plecat în Thailanda și face ceea ce îi place. Deci cred că asta este cel mai important. Era un citat odată: fă ceea ce îți place și nu o să muncești niciodată în viața ta. Cred că se aplică cel puțin în cazul lor.